Ministrul Energiei Sebastian Burdujaian calculă să candideze la alegerile locale de anul viitor. Funcția vizată ar fi cea de primar la sectorul 1, însă Burduja a spus în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că este dispus să se ducă unde îi cere partidul. Mi-a manifestat această disponibilitate și cred că e datoria dintâi a unui om politic să-și asume o candidatură și un vot direct pe care cetățenii să-l dea. Nu sunt la prima abatere, am candidat ca independent, deci pe persoană fizică la alegerile din 2016 la Neamț, când am creat acea mișcare nouă despre care vorbeam la începutul emisiunii. Nu mă tem de o confruntare politică și cu atât mai puțin nu mă tem de a da ochii în ochi cu cetățenii și a le cere votul și încrederea. Asta trebuie să faci ca un politic, să te validezi printr-o competiție electorală directă. Deci ce anume, la care dintre sunt președinte la PNL sectorul 1. Deci în acest moment, 1. Sigur că îmi asum ca președinte de filial această candidatură și cred că toți colegii mei care sunt președinți de filiale ar trebui să meargă la alegerile locale și să candideze. Așa era pe vremuri o regulă, pentru că dacă nu poți să te validezi într-o competiție directă, n-ai ce căuta pe o listă de parlamentare. E mult mai ușor să fii ales pe listă și eu sunt ales ca deputat de București pe o listă de partid, dar până la urmă testul unui om politic este într-o competiție directă. Vom vedea cine va fi pe tabla de șah până atunci. Eu sunt dispus să mă duc acolo unde partidul mi-o cere, că vorbim de sectorul 1 sau că vorbim de București sau o altă provocare electorală, mă voi asuma. Bun, deci sunteți dispus să luptați și cu Nicu Șordan la primăria capitalei. Eu sunt disciplinat. M-am dus și la Ministerul Cercetării, m-am dus și la Ministerul Energiei, acolo unde primești încrederea colegilor de partid, ești obligat să te duci și să te lupți pentru a câștiga și încrederea cetățenilor. Armata română pune la lucru astăzi sistemele americane de rachete Patriot. Un exercițiu cu tragerii reale are loc astăzi în poligonul din Capumidia. Premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului Nicolae Ciucă vor fi prezenți la eveniment. Sistemul de rachete Sol-Air Patriot este utilizat pentru combaterea amenințărilor prin identificarea, urmărirea și neutralizarea țintelor aeriene, explică Ministerul Apărării. Sistemele Patriot au intrat în dotare armatei din 2020. Armata și biserica rămân instituțiile în care românii au cea mai mare încredere. La polul opus sunt guvernul și parlamentul, arată un sondaj InScop realizat la comandanews.ro. Directorul InScop, Remus Ștefureac, a explicat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș rezultatele. Trebuie să și recunoaștem pe de o parte că instituțiile politice au un oarecare dezavantaj când sunt măsurate în comparație, să spunem, sau evaluate comparativ cu instituții precum Armata și Biserica, care sunt, sigur, instituții naționale, integratoare. În cazul instituțiilor politice, aici dezavantajul acestor instituții în asemenea măsurători este cumva polarizarea respondenților a populației și în funcție de opțiunile politice. Altfel spus, aceste tipuri de instituții se raportează întotdeauna la preferințele, la simpatiile politice. Respondenții care simpatizează, să spunem, cu partidele de opoziție nu vor spune niciodată că au încredere, să spunem, într-un guvern care condus de un partid evident aflat la putere. Biserica nu are acest avantaj decât poate dacă ne raportăm la o partidă, să o numim ateistă, respectiv o partidă, să spunem, care e de partea credinței. Dar aici lucrurile sunt extrem de dezechilibrate, cel puțin în România. Creșterea încrederii în NATO este evidentă și în NATO și în armată sunt evidențe în contextul și în contextul de securitate regional, în contextul atacului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, un nevoia unui reper de securitate, de stabilitate a românilor se reflectă și în ceea ce privește creșterea încrederii în aceste instituții. În ceea ce privește biserica, scăderea este totuși neglijabilă, e în marja de eroare. Spune că în ultimii 10 ani încrederea în biserică a oscilat cumva în intervalul 60-65%, nu s-a dus nici mai sus, nici mai jos de acest interval, ceea ce reflectă cumva o stabilitate a opiniilor favorabile bisericii, opinii evident majoritare, în pofida unor
dezbateri publice intense, adesea în pofida unor controverse. Totuși, marea majoritate a românilor au un nivel de încredere ridicat în biserică. Și aici aș vrea să fac o paranteză, chiar dacă e mai metodologică, ea puțin, dar important să învățăm să, până la urmă, să și citim sondajele de opinie. Indicatorul încredere este unul extrem, extrem de dur, să spunem, când mai sunt indicatori care se aplică, de exemplu, la favorabilități. Sunt întrebați oamenii ce părere au, o părere bună sau negativă, sau sentimente pozitive, negative. Aici e o evaluare mai relaxată. Încrederea e un indicator extrem de exigent și foarte greu, și oamenii își acordă încrederea mare și foarte mare unei entități, fie a instituție, fie personalitate. Orice nivel care depășește 40% este foarte mare, 60% deja este enorm. Și ca să avem un termen de comparație, astăzi în România noi nu avem lideri politici care să ajungă la 40%. Îi numărăm pe 3 degete, poate, pe cei care depășesc 30%. Marea majoritate sunt undeva în intervalul 20-25% și sub 20%. Datele sondajului au fost culese între 23 octombrie și 2 noiembrie, iar eșantionul a fost de 1100 de persoane peste 18 ani. Parlamentarii care schimbă tabăra în timpul mandatului ar putea rămâne fără fotolii. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, spune că o astfel de măsură ar trebui introdusă în Constituție și a dat exemplul primarilor care își pierd mandatele dacă ies din partidul alături de care au fost aleși. Există la primari, după cum știți, ei nu pot pleca în timpul mandatului pentru că își pierd mandatul. Din păcate, la parlamentari, ai Constituția care te împiedică, numai că una din obsesiile mele este că atunci când se va face revizuirea Constituției, și sigur, la un moment dat chiar va fi necesară această revizuire a Constituției, să modificăm textul constituțional astfel încât să-și piardă mandatul sau să se poată face atunci când optează să plece dintr-un partid spre altul, acel referendum prin care tu poți să-l schimbi pe parlamentarul respectiv. Vă spune unul care de 20 și ceva de ani e în același partid și când o-i pleca din partidul ăsta înseamnă că m-am supărat rău pe el și plec la pensie, nu mai plec în alt partid. E pentru mine încrederea celui care m-a votat, e mult prea importantă ca să mă apuc de dragul unui mandat în plus să mă duc la vreunul sau la alt partid de pe scena politică. E un oportunism care miroase urât. Și eu nu-i încurajez și nu sunt așa de înțelegătoare cu cei care aleg să plece de la un partid la altul cu câteva luni înainte de alegeri, pentru că li s-a promis un contract pe salinii, pentru că găsesc cu ușurință locuri pe lista altui partid care poate sunt mai eligibile decât la locurile pe care partidul lui îi le dă. Eu îi consider trădători și oportuniști. Aproximativ 100.000 de IT-iști vor fi afectați de introducerea impozitului pe venit de 10%. Impactul resimțit va fi însă minim, estimează ANIS, patronatul industriei de software din țară, pentru Startup Cafe. În total, în jur de 128.000 de salariați din domeniu erau scutiți de impozit. ANIS subliniază că o parte dintre cei afectați vor trece la forme independente de lucru. Altfel spus, vor înființa PFA-uri sau micro-întreprinderi proprii. Vă reamintim, guvernul a decis, prin pachetul fiscal asumat în Parlament, să renunțe la exceptarea scutirii IT-știlor la plata impozitului pe venit. Măsura se aplică însă doar celor cu salariul brut de peste 10.000 de lei. Noua lege a pensiilor a trecut de Senat, comisiile de specialitate au avizat pozitiv proiectul de lege adoptat de guvern și ulterior a fost votat în plen. Au fost 85 de voturi pentru, 6 împotrivă și 19 abțineri. Noua lege prevede, între altele, 2 majorări în ianuarie și în septembrie, dar și egalizarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați, etapizat până în 2035. Ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, a subliniat aseară într-o emisiune la Digi24 că legea este un jalon important în PRR, nu o promisiune electorală în prag de alegeri. Ceea ce consider că este extrem de important și ar trebui să știe toți cei care ne urmăresc este faptul că pensiile reprezintă un jalon în cadrul PNRR și este un jalon în care trebuie să creăm
echitată din punct de vedere al contributivității, iar toate pensiile trebuie să ajungă să fie primite în urma contributivității pe care au avut-o fiecare dintre seniorii noștri. Cu siguranță, cum s-au găsit bani pentru o serie de alte proiecte, se vor găsi bani și pentru acest obiectiv extrem de important pentru societatea românească, fiindcă fiecare dintre noi avem acasă persoane care astăzi, după o lungă trudă, ne-au adus pe noi să putem să avem... Cât costă? Da. 25 de miliarde sau 55 de miliarde? Sunt sume pe care în decursul timpului, și aș vrea să vă aduc în atenție faptul că Partidul Național Liberal a crescut cu 40% punctul de pensii și putem discuta la concret, chiar am câteva hârtii care spun aceste cifre, de la 1265 la 1785 în ultimii 3 ani de zile. Este o dovadă că, până la urmă, am ținut cont de acest lucru. Nu cred că trebuie tratat acest aspect ca și un aspect politic, încât să considerăm că sunt niște persoane care sunt asistate și că, de fapt, nu-și merită toate aceste drepturi, ci, din contră, trebuie să găsim resursa financiară în care să putem reglementa aceste lucruri. Dacă era să se fluture oamenilor o promisiune, se făcea acest lucru spre finele anului viitor, când, probabil, cele mai importante alegeri sunt alegerile parlamentare. De această procedură va începe încă de la 1 ianuarie, iar ceea ce consider că este extrem de important este faptul că încă din perioada în care Raluca Turcan, ieri am fost în județul Sibiu, această lege a pensiilor a fost pregătită chiar de către Liberal. Veștea a mai spus că este sigur că dacă legea a trecut de Senat, cu siguranță au fost găsite și sursele de finanțare necesare. După calculele pe care dumneavoastră le-ați prezentat, trebuie identificat o sumă de 25 de miliarde de lei. E vorba despre doar ultimele 4 luni ale anului viitor, 25 de miliarde? Deci înmulțim cu 3 ca să aflăm impactul pentru un an? Nu vorbesc din poziția unui ministru al finanțelor, dar este un subiect care, după cum vedem, este aprins și a creat o efervescență destul de mare. Vedem că astăzi acest subiect dezbătut în Senat a trecut, după cum și dumneavoastră ați prezentat înainte să intru în emisiune, iar dacă a trecut de Senat, cu siguranță că au identificat toată această resursă financiară care anul viitor va fi pusă la dispoziție pentru a nu intra într-o situație critică. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este decizională. Trebuie precizat că proiectul se află în procedură de urgență pentru a fi adoptat de Parlament până pe 20 noiembrie. Noua stație de metrou Tudor Arghezi din sudul capitalei este gata și devine funcțională de astăzi. Aceasta va prelungi practic magistrala 2 Pipera Berceni. Metrorex anunță însă că circulația trenurilor se va face într-un sistem de tip pendulă între stațiile Tudor Arghezi și Berceni până la finalizarea lucrărilor la sistemul de automatizare. Astfel, trenurile vor ajunge în stație din 8 în 8 minute, iar ulterior, timpul de așteptare va fi redus la 4 minute. Noua stație a fost construită de Primăria Sectorului 4. Tot astăzi va fi deschisă și parcarea de tip Park and Ride de lângă stație, care are o capacitate de peste 350 de locuri. Ministrul Dezvoltării Adrian Veștea anunță că primăriile nu mai pot primi derogări de la ordonanța care limitează cheltuielile publice pentru petrecerile de final de an. Totuși, dacă este vorba despre investiții importante, pot exista excepții, a explicat Veștea într-o emisiune la Digi24. Am avut o evaluare referitoare la toate solicitările pentru care autoritățile publice locale doreau să facem memorandumuri. Pentru a le înlezni toate aceste cheltuieli, avem până în prezent centralizate 250 de astfel de solicitări. Am evaluat fiecare dintre aspectele pe care... Ce înseamnă memorandumuri? 250 de primării vor o derogare de la ordonanță, 250 da? De primării, dar de cele mai multe ori sunt aspecte comune, aspecte care țin de evenimente cu
cum ar fi sfârșitul de an. Sunt evenimente care țin de adiționarea unor acte pe parte de investiții, de cumpărarea unor imobile, de finalizarea unor asfaltări sau de începerea unor asfaltări. Fiecare dintre ele sunt evaluate. Am avut chiar în cursul zilei de astăzi întâlnirea cu Ministrul Finanțelor și vom face în așa fel încât să nu existe niciun fel de blocaj pentru toate proiectele care reprezintă investiții și să găsim soluția pentru a închide anul cum se cuvine. Au fost astfel de solicitări, sunt solicitări care știm cu toții la finele unui an bugetar, în situația în care nu ai avut o procedură de achiziție prealabilă pentru evenimente. Adică dacă n-au făcut-o până acum? Nu au făcut-o până acum, nu au posibilitatea să o facă. De la caz la caz, în funcție de modul în care își prezintă și fundamentează toate aceste aspecte, vom ține cont și vom încerca să nu blocăm investițiile. Ceea ce îi asigur pe toți colegii noștri care sunt în administrația publică este faptul că am avut discuții chiar în cursul zilei de ieri cu Asociația Municipiilor din România. Le-am cerut un punct de vedere, am dorit să văd care sunt aspectele pe care le solicită la adresa guvernului, iar noi vom pregăti toate aceste derogări în așa fel încât să nu intrăm în blocaj. Se pot trimite constant astfel de derogări. Important este ca toate aceste solicitări să fie foarte bine fundamentate și justificate, iar eu am toată convingerea că vom ține cont de obiectivitatea lor și vom face în așa fel încât, în special, proiectele de investiții, proiectele care se derulează din proiectele care sunt pe final și care trebuie parcurs, să le vom da curs. Guvernul a limitat prin ordonanță de urgență cheltuielile instituțiilor publice pe final de an pentru a ține sub control deficitul bugetar. Alții 17 cetățenii români și membrii familiilor lor au fost evacuați din fâșia Gaza. Aceștia au fost transportați de la punctul de trecere a frontierei Rafah spre Cairo, de unde vor fi preluați de un zbor special pentru a fi aduși în țară. Ministerul Român de Externe anunță că până acum 220 de persoane evacuate din fâșia Gaza au ajuns în țară. Inițial, 260 de români au cerut ajutorul autorităților române, însă ulterior numărul cererilor a crescut cu aproximativ 100. Diplomația de la București continuă dialogul cu autoritățile izraeliene și egiptene. Scandal la primăria Brașov. Biroul viceprimarului liberal Sebastian Rusu a fost mutat din sediul primăriei în cimitirul de la periferia orașului. Decizia a fost luată de edilul orașului, useristul Alen Coliban, și a fost comunicată vicelui prin e-mail. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, viceprimarul Rusu spune că Alen Coliban este deranjat de criticile care îi sunt aduse. Cred eu că imaturitatea politică își spune cuvântul în cazul Brașovului și aceasta este adevărata față a domnului Coliban. Până la urmă, vocea critică și afirmațiile pe care eu le fac deranjează, dar îmi pare rău că fiind dânsul un mare promotor al transparenței nu o face și atunci trebuie să fac eu. Brașovenii trebuie să cunoască adevărul. Prezența mea în primărie îl deranjează pe domnul primar pentru că am acces la informații și aceste informații mai departe sunt prezentate brașovenilor chiar dacă dânsului nu îi convine. Decizia de a mă muta în cimitir a fost luată cât timp se afla în Barcelona, în delegație, timp de o săptămână și mi-a trimis un e-mail. Deci ați fost notificat prin intermediul unui e-mail. Da. Desigur, acest e-mail nu a fost luat în considerare, întrucât noi funcționăm după niște acte administrative foarte clare. Dacă dânsul dorește ca eu să mă mut undeva, trebuie să o facă printr-o dispoziție de primar. Pe de altă parte, nici ieri dânsul nu a fost la muncă, fiind plecat într-o delegație în București, iar eu, prin hotărârea de Consiliul Local, sunt înlocuitorul de drept al primarului, astfel că trebuie să semnez acte și să iau decizii în locul primarului. Ceea ce face dânsul este o manipulare ieftină, grosolană și care arată, de fapt, cât de mică este gândirea unui conducător al unui municipiu precum Brașovul. Și aici a încercat să genereze o chestie că eu nu lucrez, că eu nu sunt.
Păi eu nu sunt pentru că sunt toată ziua pe teren. Cetățenii pot să confirme, în postările mele pe Facebook se vede. Am avut în atribuții Poiana și serviciu Salvamont. Vă dați seama cât îți ia în fiecare zi să urci până în Poiana, să te duci să stai de vorbă cu cei de la Salvamont. De multe ori urcam până în vârful masivului Postăvaru, coboram. Asta înseamnă că nu lucrez. Și ca să vedeți absurditatea lucrurilor, pentru că în perioada următoare am să le arăt brașovenilor cât timp a fost plecat Alenco Liban în delegații și câte sute de mii de euro s-au cheltuit din bugetul Brașovului pentru plimbările lui. Și l-am întrebat la un moment dat, domnule Coliban, dar când tu ești tot plecat, iar eu sunt înlocuitor și avem o alertă de urs, pentru că am avut în ultimul timp, mi-aduc aminte, numai în ultimele 6 luni, am fost de 3 sau de 4 ori în miezul nopții să semnez actele pentru relocarea ursului, pentru că am prins urși, iar ursul, când are ordin de relocare, în baza semnăturii primarului sau înlocuitorului de drept al acestuia, pleacă. Că e 2, 3, 4 dimineața, atunci se întâmplă. Și am avut cazuri în care m-au trezit la ora 2 dimineața, la ora 4 dimineața, a trebuit să mă duc în Poiană, în Noua sau în locurile unde a trebuit să semnez actele pentru ca urșii să plece. Victoria carierei aseară pentru Yannick Sinner la turneul campionilor de la Torino. Italianul locul 4 ATP l-a învins în 3 seturi pe Novak Djokovic, liderul ierarhiei mondiale în etapa a doua din faza grupelor. Meciul a fost spectaculos, iar seturile au fost decise abia pe final. Sinner conduce astfel grupa A cu 2 puncte. Tot ieri, grecul Stefanos Tsitsipas s-a retras din turneu din cauza unei accidentări. După 3 game-uri în meciul cu Holger Rune, grecul a cerut intervenția staffului medical, iar ulterior s-a retras din meci. Etapa a doua continuă astăzi cu meciurile din grupa B. Carlos Alcaraz îl va înfrunta pe Andrei Rublev, iar Daniil Medvedev are meci cu Alexander Zverev. Pe parcursul zilei de astăzi vorbim de temperaturi mai ridicate decât în mod normal avea la această dată, maxime de peste 10 grade în majoritatea zonelor, până la 15, 16, 17 grade în cele vestice și sudice, în condițiile în care sisteme noroase își tot fac apariția și determină ploi pe arii restrânse, atât în partea de sud a teritoriului, cât și în nord și centru, mai ales spre seară și la noapte. Temperaturile minime vor fi și ele mai ridicate decât în mod normal în toată țara, cu valori de până la 5, 6, 7 grade, iar în zilele următoare, joi și vineri, vorbim de un tablou termic relativ asemănător. Se mai răcește în nordul, centru, nord-estul teritoriului, acolo maximele nu vor fi mai mult de 6-9 grade, însă în celelalte regiuni se va păstra un regim termic peste normalul perioadei, cu maxime de până la 15-16 grade. În condițiile în care joi vorbim de o vreme în general frumoasă, cu precipitații foarte puține în partea de nord-est, de nord-vest de centru a teritoriului, dar vineri, aria nebulozității și a precipitațiilor va fi în extindere dinspre regiunile vestice și vor cuprinde treptat toată țara până sâmbătă dimineață. Și în zona capitalei e un regim termic peste ceea ce ar trebui să avem în mod normal la această dată, 15-16 grade, vineri puțin mai scăzut, 13-14 grade, în condițiile în care vineri vor apărea ploile și în zona capitalei, cel mai probabil spre seară, vineri spre seară și vineri spre sâmbătă. Temperatura minimă în zona capitalei pozitivă de data aceasta, la noapte 6-7 grade, apoi ușor mai scăzută spre 2-3 grade.